căsuță mică, așa, așa, așa. Și fumul se ridică, așa, așa, așa. Și-mi lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Tra-l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 a. Se pare că programul va ajunge azi la școală. Perfect, să plecăm! Nu pleacă nimeni. O să-i țin eu locul. Tu? De ce tocmai tu? Poate pentru că sunt olimpică la mate. Eu zic să supunem la vot. Cine vrea să plecăm acasă? Pe bune, m-aș dezamăgit. Unde-s clasele de odinioară care aveau cel puțin un corigent? Bun, dacă ai terminat cu lamentarea, ia loc și taci. O să exersăm sfera din interiorul unui cub. Cine și-a lăsat borcanul de zacuscă în clasă? Lasă-te rog borcanul ăla și fii atent la tablă. Păi și lăsăm așa dacă îl sparge careva. Stai așa puțin. Unde ai găsit asta? Era aici, în spate. Sper că nu l-ai deschis. De ce? Nu! Eu l-am găsit primul, eu voi face ce vreau cu el. Da? Și ce anume? Păi găsesc eu ceva. Nu pot să cred. Deci legenda e adevărată. Ce legendă? Nu știți? N-ați auzit de fetița desigurată? Cea care răpește copii și le colecționează țipetele în borcane? Ăsta nu e un borcan obișnuit de-l cumperi de la piață. E unul vechi în care am găsit țipetele copiilor speriați. Și dacă îl deschidem? În niciun caz. Dacă îl deschidem, țipetele vor fi auzite de fetița desigurată. Și va veni după noi. Bun, să zicem că ar fi adevărat. Deși pare ca o poveste pentru copii, cum a ajuns borcanul ăsta aici? Exact asta mă îngrijoram. Poate să fi fost plantat ca o capcană. Geometrie, nu borcane! Orice, numai te rog, nu îl sparge! Sunteți atenți la tablă sau îmbrăceți gura de pomană? Oricum, am auzit și eu povestea asta și mi se pare o aiureală. Și ca să vă demonstrez că nu e adevărată, ați văzut? Niciun țipăt n-a ieșit. Și de ce? Pentru că e o poveste falsă. Ca toate basmele pentru copii. Ce prost ești, mai ești olimpică. Liniște! Dragă domnișoară, desfigurată, supărată, te rugăm să ne lași în pace și să ne aduci înapoi prietenii. Da, dacă nu e prea mult. Da, dacă e prea mult, înțelegem. Și asta e, păstrează-i pe ei, dar te rog, lasă-ne în pace pe noi. Te rugăm mult, mult, mult de tot. Ce zici? Da, nu vrea. Bun, și cum scăpăm de ea?
scăpat de blestem. Uf, mulțumesc din suflet! A fost groaznic! Vreau acasă! Nu încă, avem nevoie de tine ca momeală. Eu? De ce? Ca să-i luăm și pe ceilalți copii. Dar, bestia mică, fetița aia cu chipul desfigurat, unde e? Aha, chiar în timp ce noi vorbim, ea bântuie în jurul nostru. Degeaba o cauți, nu o vezi, dar e aici. Stă la pândă, așteaptă doar momentul potrivit. Dar nu vreau să fiu momeală! Din fericire, nu e după tine. Controlează-ți frica, o să avem nevoie de ea curând. Nevoie de frica mea? Nu mă vedeți? Sunt îngrozită! Ce e aia? Picometru. Și da, ești în parametri. Mai puțin și faci pe tine. Dar voi cine sunteți? Noi suntem vânătorii de vrăjitoare. Hai, capul sus și pregătește-te. Pentru ce să mă pregătesc? Pentru ce?